dar la fel de important mi se pare să așezăm corect și mâncărurile bune în burtă, da? Să se așeze cum trebuie. Evident că pentru asta avem nevoie de un om care să le prepare. Șef Ștefan Popescu este alături de noi din nou. Da, e o figură nouă învățată. De fapt, învățată. Mi-e atât de rușine că am încasat asta în direct. Mi se pare că este mai rea decât aia cu ai ceva aici. Și când te uiți, dăm această victorie. No. Da. Dar, știi de unde vine asta? Vine de la copiii mei care îmi fac poanta asta tot timpul și... Da. A fost. Bun, dar uite, ca să mă ierți că te-am putut asta în direct, uite ce ți-am pregătit special pentru tine de dimineață. Lăsați, ai auzit de preparate tradiționale? Cărnață, bacon și cartofi dulce la cuptor. Mulțumim și frumos. Cu pâine, frumos, așa, și cu telemea un pic. Să știi că tu degeaba faci doar pentru mine, că mereu sar hienele astea. Dar stai un pic, că nu e corect, îmi pare rău, dar cum sunt? Deci aceasta se ia, se pune la porbagaj, cum s-ar spune, și mai departe ce gătim? Așa, mai departe gătesc ciulama de boletus edulis. Tradițional românesc. Da, așa este, nu. Hrib. Ciupeci hrib, ciulama de ciupeci hrib cu piept de pui. Normal, cum se face ciulama, cu lapte, cu smântână, verdeață, ceapă și, bineînțeles, o servim cu mămăligă. Mămăligă bună, pentru că tot auzeam pe Lili mai înainte că vorbea că mâncarea ei preferată ar că este mămăligă cu brânză și cu smântână. Cu brânză și cu smântână, dar nu o văd acolo pe niciun platou pus. Păi nu, vezi că nu este gata. Se face. Da, se face? Avem apă la fiert aici, am tradiționalul MBS. Smântână. MBS, așa. Mămăligă, brânză și smântână. Dar asta să vedem dacă ne mai ies, să-mi ajunge, pentru că trebuie să facă ciulamaua de hrib, care este un preparat bun, mai ales că în octombrie acum se culeg hribile. E sezonul lor. E sezonul maxim, să mai scumpe un pic în piață, dar nu, dacă vrem ceva de sezon, putem să luăm și hrib, sau putem să luăm și alte tipuri de ciuperci, gălbiori, pleurote, orice, dacă nu vrem să luăm neapărat hrib. Sau ciupercile clasice care se găsesc peste tot, șampiniu. Puteți să faceți cu orice această ciulama. Nu este o regulă neapărat de hrib. E cumva mai sănătoasă decât versiunea clasică de ciulama, pentru că e cu ciuperci? Mai sunt, da, ciupercile au tot felul de proteine, vitamine, au tot felul ce trebuie pentru organism. Iar aceste ciuperci hrib, ca să nu fie nici amare, trebuie fierte un pic în avans. Adică le fierbem 10 minute, strecor apa și mai pun o dată ca să nu aibă un gust amărui. Asta e important. Este o, știu de mult treaba asta și o să o aplic și astăzi ca să știți în special. E bine ca ciupercile să fie luate din locurile autorizate, bine știute. Să avem mare grijă la asta. Mare grijă la ciuperci, este foarte important asta, așa să e. Nu le luați de oriunde de pe stradă. Să ne apucăm de treabă. Da, da, cu șef Ștefan Popescu, vedem cum decurge prepararea acestei, acestui preparat. Boletus edulis, ciulamale. Ciulamale, ciulamale. Când a venit în platoul nostru astăzi, te rog eu mult, că ai început cu asta. Doamne, ce mai zis în spatele camerei? Deci că miroase aici în platou la ei, deci vreau să spun că mi aplaudă fălcile așa. Eu vreau să țin post azi, dar nu mai țin, gata, m-ați asta convins. Zic. Nici nu m-ați invitat la masă, dar eu mă pun. Da, te-am adus în bucătărie că știam că ți-e poftă de ce să preparești, dar ar fi bine să și afli ce face șef. Da. Ce faceți, dar până domnul șef? Am auzit că îți place să faci mămăligă. Am auzit mai înainte că îți face să dai la sucitor aici, la sucitor. Vrei să o sucesc acum? Da, da, mămăliga. Te rog, ești invitata mea. Da, da. Eu fac așa, fac ciulama de hrib cu piept de pui și cu mămăligă. Și pentru cei care nu acceptă ciupercile, fac și o mămăligă cu brânză, MBS. Mămăligă cu brânză și smântână. Scurt. Vreau să vii acasă la mine. Imediat, să vii mămăliga întâi. Vreau să vii acasă la mine. Hai să nu se arde aici. Dar numai pentru mâncare, nu așa. Da. Deci, spune-ne, explică-ne de ce e important să amestecăm exact cum o faci tu. Altfel riscăm să iasă Da, în primul rând, avem, e un, o mișcare circulară. Exact, așa. Exact. Dar să nu depășească linia oalei. Trebuie 130 de kilometri, suntem cumva pe autostradă, știi? Dar și ușor, ușor, până se zdrobesc toate cocoloașele, nu? Dar nu sunt cocoloașe. Nu sunt cocoloașe. Dar asta e terci sau e mămăliga asta? E mămăliga. E mămăliga, da. Și trebuie în continuare până se face tare. Mămăliga e bună, ca în orice. În viață trebuie să fie tare ca să fie bună. Și moale așa nu prea... Deci trebuie cumva... Dar ea se întărește. Se întărește. Se întărește. Asta e bine că după ce o pui să amestecăm până, iată, ne iese o mămăligă ca lumea. Da. Și, e moale și pe aia se întărește. Asta e important. Și să... Când adăugăm, adică am turnat cu mămăliga, să zicem. O turn, o să arunc pe un platou, pe un, uite aici, am special asta, aici, arunc direct. Noi ne pregătim să și mâncăm anis. A, deci eu aici. Pot să arunc eu? Nu, acum mai lăsăm să mai coacă, că știi cum e mămăliga coaptă, e mai bună, înțeleg. E coaptă. Și după aia, între timp, mai trebuie să fie un pic ciulamaua de hrib. Mamă, dar cum de nu ți s-a lipit ceapa? Hai că era un pic să lipă. A, vezi, deja am simțit eu puțin. Nu, nu, că nu e. Deci suntem aproape gata, da? Aproape gata, mai trebuie 10 minute. Nu există, nu.
cum am spus, ciupercile le-am fiert un pic în avans, să nu fie amare. Și am pus ciuperci și am mai pus ceva în plus, niște șucă, niște bacon, pentru că tot era doamna Mihaela și mi-a spus că e bun, mă. Abia așteptam să mâncăm. Dacă tot sunt la dietă, e bine să pun și bacon. Îți promit că îți păstrez și eu o porție generoasă, dar a venit momentul să arătăm tatuajul. Tatuajul? Îți mulțumim din suflet că ai venit în emisiune. Și eu vă mulțumesc, dar parcă n-aș mai pleca de aici. Am revenit în direct la Vorbește Lumea și a venit momentul mult așteptat să gustăm din ce ne-a preparat astăzi șef Ștefan Popescu. Da, te rog, miroase, să vezi ce bine miroase, nu doar miroase pe extraordinar ciulama de Boletus edulis, adică mai exact. Pe românește hribi. Hribi luate dintr-un magazin, nu le-am luat de pe câmp, ca să fiți siguri ce mâncăm. Să nu riscăm, cu da. Piept de pui, cu ceapă rumenită și am băgat și niște bacon, că ducea doamna doctor, să nu punem ulei mult, să punem mai bine carne de porc cu grăsime, că e mult mai sănătoasă și așa este decât uleiul. Corect. Pe lângă ele am adonat lapte, smântână, acră, făină, că altfel nu se leagă cel mai toată lumea știe că cel mai se face cu făină. Făina se rumenește după ce am rumenit ceapa, se rumește făina. Imediat pui făina și mestești tot timpul și după aia pui laptele puțin câte puțin ca să înceapă să scocotească, să fiarbă și făina, să se gătească. Corect. Și laptele. Important este să nu facă cocoloașe, asta e tot. Normal. Lângă minunăția asta, da, trebuie să pui ceva. Și am pus mămăligă. Corect. Mămăligă, apă, mălai și parmezan. Mălaiul din ziua de azi îl găsești aproape gata, în 10 minute gata pe pită. Cel dinainte fierbeai 30 de minute la el și mestecai tot timpul. Un pic mai mult. Nu, acesta imediat se fierbe. Mămăliga singură nu merge, da. Și ți-a făcut și un MBS, că am zis că mămăliga cu magiun de prune nu ți-a plăcut atât. Când ai auzit prune, dar magiun... Dar gustul, dar când ai auzit... Dar MBS-ul, cum MBS-ul... îi spunem noi, mămăliga cu brânză și smântână, nu o bați cu nimic, e o idee bună oricând. Dar trebuie să guști asta. Mă apuc de treabă, mă apuc, îți promit. Mulțumim frumos, șeful Ștefan Popescu, vineri, ne vedem din nou, da? Cu o nouă rețetă. Da, da, da.